Zilele trecute am trăit una dintre cele mai frumoase experiențe din această perioadă, și anume expoziția lui Lucian Cristian Hamsea de la Muzeul Literaturii Române. Expoziție pe care, de altfel, vă recomand și vă invit să mergeți să o vedeți, pentru că eu cred că o să vă placă. Ce a însemnat pentru mine și de ce? O surpriză foarte plăcută. În primul rând, e o explozie de creativitate, e o explozie de culoare, e o explozie de tehnici folosite pe pânză. E o nebunie curată, ce să mai. Mi-aș fi dorit, că mi-ar plăcea să pot construi un dispozitiv prin care să pot pătrunde în creierul și în sufletul unui artist și să pot vedea cum are loc procesul creativ și cum reușește el să iasă din interior pe pânză sau pe orice alt material creează artistul respectiv. Revenind la Hamsea, este, repet, un pictor surprinzător. Fiecare dintre picturile sale ascunde mici hinturi, mici simboluri care te pun așa să urmărești o comoară, să urmărești găsirea unei comori. Și e un joc în care intri cu bucurie, în care îți place să te afli și curiozitatea ți este stârnită la fiecare pas. Ce e frumos la tablourile sale este că un alt aspect este acela că privești un tablou, apoi mergi mai departe la următorul și în momentul în care te reîntorci, redescoperi acel tablou, însă descoperi și multe alte elemente noi pe care nu le-ai văzut de prima dată. E o expoziție foarte bună, merită să mergeți să o vedeți, așa cum merită de altfel cam toate evenimentele realizate la Muzeul Literaturii Române, în interiorul căruia de altfel există expoziții permanente și expoziții temporare. Mergeți să vedeți picturile lui Hamsea, merită, o să fie o bucurie și o încântare. După cum știți, eu nu sunt un mare fan al picturii contemporane, rare ori descoper lucruri care să-mi placă și cu atât mai mult vreau să încep să vorbesc exact despre aceste lucruri care îmi plac. Vă pup și abia aștept să vă povestesc și despre alte întâmplări minunate la care am avut ocazia să particip în ultima perioadă.